Vineri, consilierii locali s-au întâlnit într-o nouă ședință de la ora 18 pentru a stabili doi reprezentanți ai legislativului făgărășan care să participe în comisiile de interviu la concursul pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct al unităților de învățământ preuniversitar de stat din Făgăraș. Au fost patru propuneri, respectiv profesorii Dan Pandrea, Simona Zburlea, Ioan Bogdan și directorul Muzeului Valeri Literat Elena Băjenaru. În urma votului au fost desemnate profesorii Dan Pandrea de la Colegiul Național Radu Negru și Simona Zburlea de la Școala Gimnazială Ovid Sușianu. Ne-am exprimat votul, iar acum domnul Butunoiu vă va prezenta rezultatul. 9 voturi pentru domnul Pandrea Dan, 9 voturi pentru Zburlea Simona, 6 voturi pentru domnul Bogdan, 6 voturi pentru doamna Băjenare Elena și un vot nul. Atenție, o precizare, nu mai puțin decât să te prezenți, că domnul Alden a votat. Păi 16, ce-a zis bine. Este incompatibil cazul ăsta și nu s-a ținut la votă. Deci, în momentul ce au 9 voturi, asta înseamnă jumătate plus unul din cei prezenți. Drept urmare, domnul Pandrea Dan și doamna Zbulea Simona, ei vor fi reprezentanții Consiliului Local în aceste comisii de interviu, în cadrul concursurilor de director, director adjunct, sesiunea 2021. Drept urmare, supun proiectul de hotărâre în ansamblu și supun la vot. Cine este pentru? 1, 2, 3, 4... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Cine este împotrivă? Abținere? 1, 2, 3, 4, 5. Vă spun. Da. Domnul Popa, domnul Lascu, doamna Magcențiu, domnul Cerghizan și doamna Aldea. Interviurile vor fi realizate în cadrul concursurilor pentru funcțiile de director la colegiile naționale Radu Negru, doamna Stanca Aurel Vijoli, la liceele Sfântul Constantin Brâncoveanu și Dr. Ioan Șenchea, la școala gimnazială Ovidiu Sușianu și la grădinițele Voinicelu, Prichindei, Albinuța și Pinocchio. În data de 12 noiembrie se va publica graficul de desfășurare al interviului, iar între 15 noiembrie și 8 decembrie se va desfășura proba interviu. În data de 17 decembrie se vor valida rezultatele finale.